Întârzierile celor care întârzie. Dacă vă dați seama că întârziați, când omul punctual sau care mereu întârzie, privind la ceas, pricepe că nu va apuca să ajungă la timp acolo unde avea de gând, îi rămâne totuși șansa de a atenua urmările întârzierii sale pe cât este posibil. Indiferent de cauze, subiective sau obiective, există niște reguli simple pe care, respectându-le, își poate ușura propria viață și viața celor din jur. Iată-le! Prin orice mijloc care vă stă la îndemână, telefon, SMS, e-mail, anunțați pe cei care vă așteaptă cât credeți că veți întârzia. Atunci, nu se vor frământa că s-a întâmplat ceva. Vor avea posibilitatea de a-și retușa planurile și de a petrece cu folos timpul liber apărut. Comunicând că veți întârzia, fiți gata de orice reacție emoțională din partea celor cărora le stricați planurile. Fără a permite expresii jignitoare la adresa voastră, Ascultați-le reproșurile și dați de înțeles că nu vă declinați responsabilitatea pentru întârziere, mai mult decât atât, că sunteți gata să îndreptați situația creată într-un mod care să fie acceptabil pentru ambele părți sau, dacă lucrul acesta e imposibil, să vă răscumpărați cumva vina, explicând vă întârzierea nu vă apucați de reflexii filosofice cum ar fi. Nu am întârziat, întrucât este cu neputință să întârzi. Este necesar acolo unde ești în acel moment. Ești necesar acolo unde ești în acel moment. Are loc numai ceea ce trebuie să aibă loc. Totul începe la timp și se termină tot la timp. Cu asemenea scuze, care depreciază pierderea de timp, planurile stricate și trăirile neplăcute ale celui care v-a așteptat, puteți strica definitiv relația cu el, mai ales când este vorba despre partenerii de afaceri și de șefi. Dacă ați observat că aveți probleme cu managementul timpului, puteți încerca să luați niște măsuri de siguranță. Dați-vă întâlnire nu la o oră fixă, ci într-un anumit interval de timp, de la 18 la 19, după 17, în jur de 18. Avertizați, eventual cu simțul umorului, cu privire la această particularitate a voastră. Știți, am o relație cam tumultoasă cu timpul. Eu îl respect și îl apreciez dar el mă lasă mereu cu buza umflată din cauza asta întârzi mereu omul prevenit este pregătit cu o carte sau cu o revistă ca să treacă timpul mai ușor cereți iertare dinainte pentru posibilă întârziere asigurând că veți face tot ce depinde de voi ca aceasta să nu se întâmple cum să ne reducem la minimum întârzierile? Asigurați-vă un somn sănătos, o alimentație completă și o dihnă la timp. Este important să urmăriți felul cum vă simțiți, fiindcă într-o stare inadecvată, nedormit, flămând, obosit, este foarte greu să-ți folosești în mod corespunzător timpul. Dacă s-a acumulat oboseală, stare de rău, sau proastă dispoziție, străduiți-vă să lăsați, dacă este posibil, pe un moment mai propice treburile și întâlnirile care necesită mare eforturi sau o concentrare puternică a atenției. Fiindcă cel mai degrabă nu veți reuși să faceți totul de nota 10, iar nereușita vă va accentua și mai mult starea neplăcută alcătuind planul zilei, nu vă supraîncărcați graficul. Mai bine să vă rămână timp liber, pe care veți găsi oricând cu ce să-l umpleți. Mult mai neplăcut este să-ți dai seama la sfârșitul zilei că n-ai făcut nici jumătate din ce ți propus. În lista cu treburi să faceți distinție clară între treburile urgente, cele importante și cele secundare pe care la o adică le puteți sacrifica. Un moment important, nu trebuie să vă sacrificați mesele pentru a ajunge undeva la timp, dar puteți, sub formă de excepție, să mâncați nu supă, ci un măr și să vă puneți în geantă un sandviș, iar ceva mai târziu să compensați neapărat. Să vă gândiți din vreme cui puteți încredința o parte a treburilor dacă va începe subit o criză de timp și va crește probabilitatea de a întârzia undeva. Ar fi mai bine să obțineți din timp acordul potențialelor ajutoare ca să nu-i puneți pe oameni în mod neașteptat înaintea faptului împlinit. Lăsați un interval de timp între treburile pe care vi le-ați programat, ca să aveți o rezervă pentru împrejurări neprevăzute. Dacă vă așteaptă o întâlnire importantă, pe cât se poate, pregătiți tot ce vă trebuie dinainte, preferabil în ajun. Când trebuie să plecați repede undeva, mai bine să faceți asta în liniște, fără să fiți distrași. Radioul, televizorul, chiar muzica creează o tensiune suplimentară. Impunând o informație care necesită o anumită prelucrare. Dacă întâlnirea se va ține într-un loc cu totul necunoscut, notați-vă cât mai amănunțit adresa exactă. Dacă nu aveți la îndemână un navigator GPS, întrebați care e drumul cel mai simplu de la cea mai apropiată stație de transport în comun. Cel mai simplu, nu cel mai scurt, care poate trece prin tot felul de ganguri și străduțe prin care și cei care locuiesc acolo se orientează cu greutate. Când calculați cât timp vă trebuie pentru drum, puneți maximum, fără să vă bazați pe noroc. Mai bine să așteptați decât să vă cereți scuze gâfâind pentru întârziere. Dați o atenție deosebită situațiilor când ați reușit să veniți la timp. Analizați și stabiliți care sunt factorii datorită cărora s-a întâmplat asta, care acțiuni proprii, lăsând la o parte împrejurările favorabile, au dus la reușită. Comutându-și atenția de la nereușită la reușite, omul memorează treptat experiența pozitivă. Consolidând un algoritm de acțiune care permite evitarea întârzierilor, se pot obține rezultate palpabile. Cel mai valoros moment este aici, cel că algoritmul dat nu e impus din exterior, ci e individual, pornind de la particularitățile, capacitățile și posibilitățile personale. Chiar dacă întârzierea a dus la consecințe grave sau la pierderi irecuperabile, se mai întâmplă, din păcate, și așa și cel ce n-a venit la timp a provocat o tragedie, este important ca el să nu-și înnece vinovăția în alcool și să nu se transforme într-un cinic, căruia nu-i pasă de nimic, ci căindu-se și conștientizând întreaga măsură a răspunderii sale pentru ceea ce s-a întâmplat să privească înainte oricât de greu ar fi. Întârzierile și codul muncii Moto 1 Cât de iute trece timpul, n-am apucat să mă trezesc, că și întârziat la muncă. M. Jvanetski Notă Cunoscut umorist sovietic și rus Notă încheiată Moto 2 Dacă ați întârziat la muncă, Măcar acasă plecați mai devreme. Din înțelepciunea populară. În relațiile personale există diverse variante de rezolvare a problemei întârzierilor, pe când la muncă sunt doar trei. Întârzierile nu sunt admise, ci sunt pedepsite, regim strict. În majoritatea cazurilor se poate ajunge la o înțelegere program flexibil și e pur și simplu imposibil să întârzi, fiindcă muncești când vrei, program liber. Are rost să examinăm mai amănunțit primele două variante. Micile întârzieri nu se reflectă asupra muncii în cazul când cel ce întârzie ocupă o funcție care nu necesită prezența lui obligatorie chiar de la începutul zilei de muncă. Atunci când întârzie cel ce are cheile întregii clădiri, toată întreprinderea este pusă în imposibilitatea de a începe lucrul. Iar un ceas de inactivitate reprezintă în atare caz o distracție ce costă scump. De obicei, și șeful are un set de chei, dar se întâmplă ca și conducerea să fie reținută undeva. Încă o situație care amenință compania cu daune semnificative este atunci când angajatul a întârziat la niște tratative importante. La o întâlnire de afaceri, la tribunal, la bancă, etc. Și asta a atras după sine pierderi financiare, amenzi sau afectarea negativă a reputației firmei. În atare cazuri, angajatorul are dreptul să-l pedepsească pe subordonat sau chiar să-l dea afară. Dacă companiei i-a fost adusă o pagubă importantă sau dacă întârzierile se repetă. Întârzierea poate deveni temei pentru desfacerea contractului de muncă dacă angajatul, atunci când a început lucrul în cadrul respectivei organizații, a luat la cunoștință regulamentul intern în care sunt stabilite programul de lucru, inclusiv ora începerii, respectiv încheierii zilei de muncă. Adică, știa regulile și s-a angajat să le respecte. Pentru întârziere nu pot fi date afară gravidele, evident, nici angajații care la momentul respectiv sunt în concediu de odihnă sau medical. Apropo, în unele firme, întârziere se consideră venirea după ora stabilită, nu numai la sediu, ci și la locul de muncă. Dacă, după ce a venit la timp la lucru, angajatul se duce direct la bufet ca să-și bea cafeaua de dimineață și să citească ziarul, iar apoi se duce să fumeze o țigară și să afle de la colegi ultimele noutăți și abia peste vreo oră de la începutul zilei de muncă ajunge la biroul său și asta se poate socoti întârziere de altfel la fel ca neîntoarcerea la timp din pauza de masă. La întreprinderile cu regim strict, cel care a întârziat fără motive întemeiate, care motiv este întemeiat, asta decide organizația, poate fi tras la răspundere disciplinară, mustrare, desfacerea contractului de muncă și sancționat financiar. Spre bucuria cetățenilor, iubitori de libertate, Există și organizații cu program liber. Fiecare angajat este obligat să execute un anumit volum de muncă într-un anumit interval de timp, dar hotărăște singur când anume să facă asta. Libertatea totală este greu de găsit, poate cu excepția așa-numitelor profesii de creație. Dar, dacă omul nu lucrează acasă, ci la birou, există totuși anumite limitări temporale. Birourile sunt închise pe timpul nopții. Se întâmplă ca angajații să aibă așa numitele zile de prezență, când sunt obligați să fie prezenți la muncă. Acum există multe forme diverse de contracte de muncă. Un program flexibil. Presupune un grad mai înalt de responsabilitate și conștiinciozitate din partea angajatului. La o întreprindere cu program strict, cum sunt cele strategice, unde totul este reglementat cu precizie și strictețe, omul este silit să se supună regulilor, dar dacă în colectivul de muncă nu există un program precis, Omul nu poate face față fără o atitudine responsabilă, de respect față de munca sa și față de cea a celorlalți, fără capacitatea de a-și organiza și a-și repartiza de sine stătător forțele și timpul. Altfel, nu va putea să-și îndeplinească obiectivele la timp, iar o atare întârziere poate fi mai serioasă decât venirea la birou cu 15 minute mai târziu decât șeful. Apropo, în unele organizații nimeni nu se grăbește să se deparaseze de angajatul care întârzie mereu. Secretul este simplu. Din asemenea oameni ies excelenți țapii spășitori, cu ajutorul cărora poate fi înlăturată tensiunea acumulată în colectiv. Bineînțeles, acesta e un mijloc nesănătos de a destinde atmosfera, dar unii se folosesc de el. De, ob de obicei, când tândală părăsește din oarecare motive organizația, mulți, chiar și dintre prigonitorii lui, încep să simtă un anumit gol, de parcă le lipsește ceva și, după o vreme, locul vacant de țap spășitor, este ocupat de un alt membru al colectivului. Fiindcă cei cu pricina tot nu au învățat să înlăture, prin alte mijloace, tensiunea emoțională.